Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă vrea cineva un avion, avion de pasageri, mare, se scoate Ana la licitație. Avion cu motor, ia mă și pe mine în zbor. Da, azi nu zboară, o zi zboară, o zi nu zboară, azi nu zboară, stă la sol, dar sunt avioane mari, sunt McDonnell Douglas 80. Aoleu, au fost ale... nici gratis. Alea, da, alea erau nasoale când zburea. Acum, dacă stai, o stau la sol. Prețul de încep de la 4.000 de euro, stai. 4.000 de euro? 4.000 de euro. La banii ăștia mă mai gândesc. Practic cât un Volkswagen TDI roșu SH, ținut de o bătrânică în... Nu? Cu 200.000 de kilometri la bord. Da. Băi, într-o vreme... Mai are cineva... Mai are vreun oraș avion de ăla de pasager făcut cofetărie? Sau cârciumă? În Parcul Central? În București era un avion de ăsta, eram eu mic, unde Dumnezeu era, cred că în Herăstrău sau în Parcul Circului, sau era undeva un avion de ăsta în București. Uh-huh. Mă ducea tata acolo, intram și ne făcea și noi că zburăm și primeam prăjitură acolo. Nu de te uita la mine că eu în copilărie eram la Palatul Culturii. Dar am fost într-un avion de ăsta la un festival de muzică în București. Era avionul făcut discotecă. Poftim. Da. Unde bre? La Romaero aici. Uh-huh. Da, da, mă, că acolo erau parcate. Deci, dacă vreți avion... Dar era un avion vechi ca asta, adică asta, eu dacă aveam acum un să-l pun, luam unul la 4.000. Da, pe bune. Jur. Avioane să faci cârciumă. Avioane babane, reactoare, sunt McDonnell Douglas 80, capacitate până la 175 de pasageri, 7 sunt, au fost alele lui Tender. Tender, omul de afaceri, controversat, nu știu ce. Ce făcea cu ele? Avea companie, avea Tender... Avea companie... Da, Tender Air, sau nu știu cum îi spunea, zbura un pic cu ele. Cu McDonald's. Serios? Da. Și ei le-au confiscat și ele sunt mai vechiuțe, așa. Dar e un avion de ăsta frumos. Faci înăuntru, dacă sunt rulote de hamburgeri. Da. De ce să nu fie și avion de hamburgeri? Cum ar fi? Da. Să-l duci la Arcul de Triunf. Cum a făcut când la... încep târgurile alea. Exact. Și vii și tu. Da. Corect. Îl tragi la utilități. Aha. Și ăla a făcut ciorineta. Adică trotineta cu cioripan. Da. Știți că am vorbit în Mexic. Asta, da. Mexic. Să faci și avioneta. Practic, avioneta cu hamburgeri. Cu cârnați, cu mici. Cu de toate, cu grătare, să ia să fum pe gemuri. Să ia să fum peste tot. Da, da. Hai să facem o chetă, poate luăm unul. Dacă vreți, mai deci pentru... Aripi, are învergura mare și ne încurcă în apă. Le fără aripioare. Dacă îl duci avion fără aripi, tu te urcă într-un avion fără aripi, fie și pentru mici. Îl ținem la Vlad la țară acolo, care mai mult spațiu, îl punem în curte. Da, intră doar botul, mă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.